O nouă zi neagră din cauza coronavirusului în țara noastră. Din nou avem aproape 6.000 de cazuri noi, iar la terapie intensivă sunt internați peste 1.300 de pacienți. Iar 143 de oameni au fost uciși de virus în ultimele 24 de ore. Ceea ce contează este câți pacienți cu forme medii și forme severe ajung la spitale și au nevoie de internare. Vorbim de locurile de terapie intensivă, sigur, foarte importante, dar vorbim și de locurile din cealaltă secții. Pentru că pacientul care are o formă severă și are un necesar de oxigen are nevoie de asemenea de un loc de internare. Medicii spun că vaccinarea este pasul cel mai important care trebuie făcut în lupta cu pandemia. În general, vaccinul în cele mai multe dintre cazuri protejează și persoana respectivă poate să facă o formă ușoară sau să nu facă deloc. Este foarte important să facem diferență între infecție și îmbolnăvire, iar pentru o persoană vulnerabilă, în momentul în care e vaccinată și nu se îmbolnăvește, face diferența până la urmă între viață și moarte, dacă sunt să ne gândim bine. Și premierul Florin Câțu spune că vaccinarea este prioritară. Prioritatea pentru mine este să accelerăm campania de vaccinare cu toate posibilitățile pe care le avem, pentru că este singura soluție de a putea ieși cât mai repede din pandemie. Orice alte lucruri sunt doar temporare și pot să rezolvă probleme pe termen scurt. Campania vaccinare și vaccinul este singura soluție pe termen lung. Iar măsurile de siguranță sunt extrem de importante, mai ales având în vedere faptul că noile tulpini sunt mult mai contagioase, atrag atenția specialiștii. Tinerii interacționează cel mai mult, nu au intrat în procesul de vaccinare deocamdată și atunci riscul ca ei să infecteze e categoric mai mare. De aici un procent, întotdeauna o să facă și forme severe. Și atunci vom avea mai mulți tineri cu forme severe, chiar și copii, chiar dacă într-un număr mic, sunt deschise manifestări neurologice de tip meningită în varianta, în tulpina din Marea Britanie, de exemplu. Știu că n-aș spune că e un factor decisiv, dar e un factor care contribuie și el. Până la urmă, toate lucrurile la un moment dat contribuie. Sunt tulpini noi care se transmit mai ușor, unele activități s-au reluat, nu vorbesc doar de școli. Sigur, s-au reluat și pe mă s-au și închis, mă refer la restaurante și așa mai departe.